Am nevoie să-mi spar gheața, sigur. Așa că vreau, o să încep să vă mărturisesc că eu sunt un clujan uitat în străinătate, în Danemarca, și înseamnă că 90% din timp vorbesc engleză cu soția mea și cu cei din jurul meu și diferența o vorbesc în ardelenește. Așa că sigur astea două o să scape. Bun. Majoritatea familiilor din România au o educație financiară foarte bună care se transmite din generație în generație. Ar fi fain, așa-i? Cât la sută dintre adulții români credeți că au o bază minimă de educație financiară? Ceea ce o să vă întreb. Peste 50% dintre adulții români, ridicați mâna, care credeți că au educație financiară. Peste 25%? Sub 25%? Ok. I can see a pattern. Bun. Înainte să vă dau răspuns la întrebare, vreau să vă întreb câți dintre voi ați intrat în economiile voastre în ultimele 6 luni sau nu ați reușit deloc să puneți economii în ultimele 6 luni? Vă mulțumesc foarte mult pentru sinceritate. Se răspund la cealaltă întrebare. 21% dintre adulții români au o bază minimă în educație financiară. Asta înseamnă că dacă suntem într-un road trip cu alți 4 prieteni, suntem 5 într-o mașină, ce se întâmplă e că, statistic vorbind, 4 dintre noi nu avem nicio legătură cu banii. Așa că vreau să vă invit la un exercițiu de imaginație. Vreau să vă iau cu mine în adolescența mea, când aveam 16 ani. Aveam plete până pe aici și vreau să fiu toboșar într-o trupă de heavy metal. Asta însemna că aveam postere cu trupe pe pereți, aveam bețele de tot pe covor și eu stăteam la birou și mă gândeam, Rareș, cum pot eu să-mi finanțez sete de tobe? Și primul loc în care m-am dus, primul pas, m-am dus la părinți și le-am zis, mamă, tată, eu vreau să-mi cumpăr tobe. Mă puteți ajuta cu asta? Și părinții mei zic, Rareș, noi chiar vrem să te susținem, dar nu avem bani. Bine, m-am dus înapoi în cameră și am început să mă gândesc oare cum aș putea să obțin chestia asta, dar ascultând din cameră, părinții mei au continuat discuția financiară, care a dus la o discuție tensionată și la un conflict financiar. Ce o, altfel zis, s-a certat din cauza banilor. Ei bine, eu vin dintr-o familie cu spirit artistic foarte bine pronunțat. Asta e prima generație de antreprenori din România, generație de antreprenori din familia mea, de-aia am vrut să zic. Ceea ce înseamnă că eu am moștenit un spirit, o etică de muncă foarte bună. Deci părinții mei muncesc pe brânci, dar banii când vin se cheltuie, iar când nu sunt, se împrumută. Ceea ce normal că ne duce pe toți, cu toții, dacă am fi în situația asta, ne-ar duce într-un punct de frecare, de frustrare. Ceea ce înseamnă că conflictele din cauza banilor, la mine în familie, sunt foarte dese. Și nu doar la mine în familie, pentru că nu sunt, la mine, eu nu sunt doar un exemplu ipotetic. Cred că cu toții am fost martori certurilor din cauza banilor la noi în familie. Dar făcând un pas în spate și uitându-mă acum la relația părinților mei cu banii, chiar nu pot să se acuz de nimic, pentru că și ei la rândul lor au moștenit relația cu banii de la părinților. Ba mai mult, lipsa de educație financiară din zona formală nu i-a ajutat în niciun fel și instituțiile financiare, a.k.a. băncile,
nu depun eforturi semnificative în direcția asta. Ba mai mult, ar zice că, you know, societatea asta consumeristă e un business destul de bănos. Și așadar, eu la 16 ani mă gândeam, îi oară relația cu banii chiar atât de complicată? Nu este oare o variantă un pic mai simplă? Și astea sunt cele două întrebări care mi-au fost mie steaua nordului în ceea ce-mi privește dezvoltarea mea profesională. Gata, m-am dus să studiez științe economice la UBB, Facultatea de Business, iar apoi un masterat în finanță în Suedia, apoi un al doilea masterat în finanță în Danemarca și am tras linie și ghici. Am învățat foarte multe despre conta, statistică și formule financiare, dar nu am învățat nimic despre banii mei. Dar știi cum zice lumea Rareș? Tu nu înveți nimic, academia te învață să fii academician. Nu o să înveți nimic acolo despre chestia asta. Tu trebuie să mergi, să înoți în marea, în piață. Acolo o să înveți lucrurile astea ca lumea despre bani. Ok. Am decis să rămân în Danemarca și m-am dus și m-am angajat în domeniul startup-urilor, apoi în corporate budgeting, iar apoi în investment banking. Concluzia? Am învățat o grămadă despre bani, ni acționarilor, dar nimic despre banii mei. Și mai e un lucru. Mulți dintre noi suntem câteodată în situații în care trăim de la salar la salar. Dar vreau să vă mărturisesc ceva. Colegii mei din bancă, de vârsta mea, din generația mea, și ei trăiesc de la salar la salar. Și atunci eu nu înțeleg un lucru. Cum se face ca oamenii ăștia, care sunt cei mai calificați să-și gestioneze banii lor, nici ei nu sunt în stare să facă chestia asta? Îi oare relația cu banii chiar așa complicată? Dacă n-am descoperit mare lucru pe plan profesional, vreau să vă duc un pic pe plan personal. Aveam câțiva ani de experiență deja, lucram, nu aveam datorii, lucram, terminasem studiile, eram single și eram într-o situație de burnout în relația mea cu angajatorul respectiv. Și am zis, Rareș, ai nevoie de un exit plan. Deci, gata. Și m-am dus din nou la birou, am stat jos și m-am gândit ce-ar fi exit planul ăla pentru mine. Și am zis, știu, o să mă duc 12 luni, îmi dau demisia, 12 luni călătoresc în America Latina, e visul. Perfect. Dar am o problemă. N-am bani. Și atunci m-am gândit, îi oare ceva din ceea ce cunosc deja, care mă poate ajuta să ajung acolo? Și am început să-mi schițez niște lucruri. Dar ce se întâmplă în momentul în care tu te pregătești pentru cea mai tare aventură din viața ta? De fapt, ce se întâmplă? Te pălește dragostea, că nu te-o pălit nimic niciodată. Și atunci a fost momentul în care eu am cunoscut-o pe Mai, pe prietena mea, care îi soția, care a ajuns să fie soția mea. Și eu cu Mai ne-am cunoscut pe Tinder. O parte dintre voi acum mă judecați, zice, ăsta. Cealaltă parte zice, există speranță. Eu și cu Mai ne-am cunoscut prin Tinder, dar bineînțeles că oricare relație, perioada aceea de început, ești super flămând să cunoști mai multe. Și cum faci asta? Pui întrebări. Având în vedere că eu vorbesc foarte ușor despre bani, și o întreb. Și tu, cum stai cu banii? Și am zice, așa foarte dezvolt, îmi zice, nu o să niciodată. Ea atunci era studentă și îmi zice, Rareș, I'm a little bit of a rich student. No, super. Adică nici nu mai are rost să continui discuția. Am închis capitolul, ne focusăm pe alte arii. Dar cu cât mergem mai departe în relație și, bineînțeles, cumva nivelul de încredere crește,
Am ajuns în punctul în care mai mi-a zis, Rareș, păi eu am o mașină la care te descrate și Rareș, eu am și un factura de la telefon îmi vine mai scumpă, deoarece îmi plătesc telefonul rate și Rareș, eu am, am un card de cumpărături, un credit card care e maxed out. O da cu virgulă. Deci, și în capul meu era, și cum rămâne cu I'm a little bit of a rich student? Ideea e că abia după 6 luni mai s-a simțit în siguranță să se deschidă despre subiectul banilor, să-mi zică, Rareș, uite-te cu vină, cu vină și o veni cu vinovăție, cu un set de sentimente grele și îmi zice, Rareș, eu am un portofoliu de datorii de 26.000 de euro. Ala a fost momentul în care eu, pe de altă parte, am ajuns să înțeleg că nu s-o înțeleg să mă întreb, e oare relația cu banii chiar așa complicată? Cum aș putea eu să o ajut pe ea, din ceea ce știu eu până acum, să ajungă să devină mai bine cu banii, fără să simtă că se sufocă din cauza că strânge cureaua? I-am propus un plan și ne-am apucat de lucru. A acceptat și ne-am apucat de lucru. La un an de zile de atunci, mai și-a plătit jumătate din datorii. Și acela a fost momentul în care eu am înțeles de fapt că dețin niște cunoștințe care schimbă complet regulile jocului. Atunci a fost momentul în care eu mi-am însușit misiunea to close the wealth knowledge gap, să închid discrepanța de cunoștințe despre bani și prosperitate. În perioada asta, cu mai m-am focusat pe 3 lucruri. Primul este mindset-ul legat de bani. Și știu acum când zici, Rareș, ok, mindset-ul legat de bani e ceva ce nu e foarte palpabil, e foarte pufos, nu. Ce înseamnă asta? Ok, înțeleg. Hai să ghidăm un pic către buget. Și acum iar îmi zici, Rareș, dacă eu mai aud cuvântul buget odată, mă simt sărac numai când îl zici, lasă-mă. Și zic din nou, te ascult și te înțeleg și lasă-mă, te rog, să-ți adaug un pic de perspectivă aici. Pentru că bugetul este o oglindă. O oglindă a vieții noastre, dar din punct de vedere financiar. Așa că noi vrem să construim bugetul ăsta exact așa cum ne trăim viața, cum vrem să o trăim. Și atunci vine, de fapt, cel mai bun mod în care eu pot să ilustrez bugetul îi să, printr-o metaforă. Vă avertizez, metafora asta e zisă de către un investment banker, așa că vreau să vă ajustez așteptările. Imaginează-ți că ești într-o grădină, ești într-o lună de vară, în grădină, dimineața, ai o cană de cafea și te bucuri de soare. În grădina ta ți-ți place să plantezi niște microagricultură, să plantezi de roșii, castraveți și așa mai departe. Și tu nu ai un sistem de irigare în 2022, ci uzi grădina cu furtunul. Care furtunul respectiv stă tolănit pe iarbă. Ei bine, ceva se întâmplă, ceva faci. Ești dimineață și somnoros și dai drumul la apă și furtunul respectiv, dintr-o dată, se animează. Devine un furtun sub presiune și începe să ude peste tot, te ude, îți umple cafeaua, te trezește și zici, lași tot din mână și începi să preiei controlul situației. Ei bine, în momentul în care furtunul ăla era liber, parte din apă ajunge la castraveți, ajunge la roșii, ajunge și la buruieni și se și risipește. Ei bine, aici sunt 3 elemente. Apa, furtunul și roșiile. Dacă noi lăsăm banii liberi, o parte din bani vor merge către obiectivele noastre, le vor uda, vor crește sau vor stagna în funcție de cât de mult nevoie de bani au obiectivele noastre. În cazul în care le lăsăm liber, o parte din bani ajung la obiectivele noastre, dar îți destui, îți prea mulți, îți prea puțini și o bună parte de bani se vor risipi. Deci așa cumva poți să te gândești la buget. Bugetul îți eliberează, îți lărgește cureaua când vine vorba de obiectivele tale, nu ți-o strânge.
Elementul al doilea este comportamentul pe care noi îl avem față de bani. Și asta este cel mai ușor moment în care pot să zic legat de comportamentul față de banii, acel moment în care ți-a intrat salarul, ai clipit de două ori și a dispărut. Ei bine, atunci, asta este, dacă ți s-a întâmplat chestia asta, să poți empatiza cu ea, înseamnă că vrei să faci un zoom in la partea de comportament. Ziua mea de naștere este în luna iunie și soția mea a făcut cadou o geacă de piele neagră. Superbă. Am început să port doar acum două săptămâni, am luat-o pe mine și m-am îndrăgostit total de ea. Plus, m-am gândit că mi-ar șade foarte fain cu o pereche de ghetii de piele neagră, care nu am. Eu fiind minimalist, îmi cumpăr una și bună și să fie de calitate, nu mă deranjează să plătesc mai mulți bani, dar să aibă toate chestii, toate atribuțiile astea care să mă țină o viață întreagă. Mi-am găsit perechea de ghete și am zis că, bun, pun înapoi. Am eu regula mea în care nu cumpăr ceva pe loc, mi-aștept o săptămână sau două și mă văd dacă mi-aduc aminte peste săptămână sau două de chestia asta. Și le las și plec. E bine, în săptămâna asta eu mă gândeam, Rareș, sunt foarte faine ghetele alea, așa-i? Așa-i. Rareș, dacă tu îți cumperi ghetele alea, care costă jumătate de nimic, da, îl dau. Dacă tu îți cumperi ghetele alea, tu trebuie să-ți cumperi cremă de ghete, așa, să hidrateze pielea, așa. Dacă tu ți le cumperi, că nu le porți, tu ai nevoie de corpul ăla de lemn, de forma piciorului, care îl pui în gheată să-i țină pielea întinsă, așa, trebuie să cumperi din ăla, așa, așa. Dar tu mergi cu bicicleta la lucru, ai geacă de piele pe tine, ai ghetele de piele pe tine în picioare, și porți, că e frig afară, mănușile croșetate de bunică ta, așa-i? Așa-i. Ceva nu pușcă, așa-i? Așa-i. Înseamnă că trebuie să-mi cumpăr și o pereche de mănuși negre, de piele, care să sorteze cu tot setul. Ei bine, ceea ce am descris aici este o cheltuială care generează altă cheltuială care generează cheltuială, care se numește fenomenul Ditero. Și e ceva ce vrei să ții cont în momentul în care tu te angajezi să faci o cheltuială. Iar al treilea element este partea de infrastructură. În care asta e infrastructura cu care, altfel spus, vrem să ne construim niște ziduri între banii noștri, pentru că fiecare serie de bani, fiecare ban are un mandat al lui. Trebuie să ne servească într-un fel anume. Acum 10, 15, 20 de ani noi foloseam exclusiv cash. Ei bine, aveam o relație cu banii ăia, îi țineam în mână, puteam să mergem, îi cheltuiam, îi uitam pe meu, îi gros, îi subțire, cu mâini. La mai mult puteam să-i punem în plicuri, aveam un plic de mâncare, hobby-uri, motocicletă, whatever. Ei bine, în momentul de față, în 2022, există oameni care încă își țin evidența banilor în plicuri. Grav, așa-i? Știi ce și mai grav? În 2022 există oameni care nu ne ținem deloc evidența. Asta e și mai grav. By the way, nu e nimic grav, nu e nimic greșit să ții evidența în plicuri. And time is up. O să mă uităvesc. Ei bine, ceea ce vrem noi să facem aici este să construim, să ne folosim de banca noastră, să construim aceste ziduri, aceste domenii. Putem să construim sub conturi în băncile noastre, care le dăm un mandat anume ca să ne diferențiem banii. Momentul game changing pentru mine a fost când mi-am dat seama că educația financiară nu înseamnă acel calcul matematic care îmi calculează rata mea lunară la un împrumut bancar de 30 de ani. Nu asta înseamnă educația financiară, înseamnă mindset-ul meu legat de bani, comportamentul meu cu banii mei și infrastructura pe care o construiesc în jurul banilor mei. Și aici eu vă invit să faceți parte din misiune să close the wealth knowledge gap. Îi oare relația cu banii chiar așa complicată? Nu este. Cum puteți să faceți chestia asta? Trei moduri. Unu,
faceți zoom in la banii voștri. Cheltuielile nu trebuie să vi se întâmple, cheltuielile le faceți voi, voit. 2. Împărtășiți ce am discutat astăzi și cu cei din jurul vostru. Banii nu sunt un subiect tabu. Iar 3. Continuați să vă educați financiar. Vă mulțumesc!